Wizz a anunțat astăzi că începând cu data de 25 martie, ora locală 0, va suspenda toate operațiunile de la bazele din Timișoara, Craiova și Sibiu până la 1 mai. Măsurile sunt luate ca urmare a restricțiilor din partea autorităților române cu privire la circulația cetățenilor străini în România, în cadrul eforturilor de limitare a epidemiei de coronavirus. Toate celelalte operațiuni din România, București, Cluj-Napoca, Iași, Suceava, Constanța, Târgu Mureș și Satu Mare, rămân active, dar cu restricțiile impuse de diferitele țări, către care Wizz Air operează de pe aeroporturile respective.